Pe 3 iulie, între orele 11 și 12, a avut loc protestul anunțat de Rețeaua Națională a Muzeelor din România față de salarizarea personalului plătit din fonduri publice. În acest sens, Sindicatul Museum al Salariaților Muzeului Bucovinei anunță că se solidarizează cu colegii din muzeele din țară. Angajații muzeelor protestează față de legea neunitară a legii cadru 153 din 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu privire la acordarea sporurilor de condiții nocive și vis-a-vis de diferențele salariale existente între angajații din muzee și angajații din domeniul spectacolelor, deși ambele categorii aparțin aceleiași familii ocupaționale, cultura.